Salutare și bine v-am găsit la un nou video. În acest video o să vă arăt ce schimbări am făcut și o mică achiziție. Să începem cu iepuroica aceasta. Aici am mutat femeia aceasta care are pui. Am despărțit și puii de ea ca să o pot monta peste vreo 2 săptămâni, când este mai mare. Am cântărit-o și are 4 kg și 850 de grame, deci este foarte mare, o pot monta, dar o mai lăs încă câteva să facă 5 kg și după să o montez. Okay. Aici sunt câțiva din puișorii ei, ia uitați, doar 4 puișori sunt aici și aceasta este femeia de la... aceasta este o femeluță care este puiul de la fluturel. Uitați-vă ce mare este, are 2 luni, este foarte mare, are 1,5 kg. Aceștia au vreo 700 de grame, nu știu exact cât au, sunt foarte mari. Toți de aici sunt femele, ca să știți. Dacă l-ați deschis. Aici am încă 4 femeluțe, pui al iepuroicei aceea, aici sunt. Și acestea sunt iepuroaice. Deci aici iepuroaice, iepuroaică și iepuroaice. Și aici avem 6 masculi. Să vi prezint și pe aceștia. Acesta este puiul acela de la fluture care a căzut și și-a rupt atunci un pic grăbuța, dar cred că nu i-a fost ruptă. Aici sunt 3 masculi de la femeia care a fătat a doua, adică de la femeia aceasta care o am acum, aceștia 3. Acesta de la puiul fluture, acesta. Și acesta negru este o achiziție. Uitați, este un mascul, uriaș german grifier. Bine de rasă, mama lui a fost uriaș german negru și tatăl cu care a montat-o a fost uriaș german gri. Și cum a fost 2 rase, a ieșit așa. Deci este foarte mare, are urechile mari, tot e bine, sănătos, trebuie vaccinat. O să-l vaccinez în curând. Pentru că pe duminică împlinește 3 luni și are 2 kg și ceva. Trebuie să aibă 2 kg și de aceea am spus că îl vaccinez. Ia uitați, are și urechile foarte mari. Ia uitați, sunt câtă lumea, mai ales dacă le și deschid. Da, și sunt foarte mari. Ia uitați. Așa că aceștia sunt iepuroașii pe care i-am și schimbările care le-am făcut. Deci aici sunt 6 masculi, 3 sunt aici și aceștia 3 de la femeia aceasta care am. Deci 3 masculi și încă 3. Aici sunt 6 masculi, 4 femele, 5 femele și femeia aceasta. Deci cam atât am vrut să vă spun ce schimbări am făcut și ce achiziție am mai făcut. Deci cam atât a fost pentru astăzi. Da, oricum a trebuit să fac un video pentru că mai am făcut de mult un video la iepurași. Și m-am gândit să fac acum un video. Și v-am arătat iepurașii. Sunt bine sănătoși, sunt mari. Pe această femeie o să montez. Peste vreo 2 săptămâni, când o să fie mai mare, să mai crească. Cred că o să-mi fac două achiziții, un mascul și o femelă, tot fluture, ca și ăștia, dar culoare mai deschisă. Și o să văd, peste 2 săptămâni o să fac achiziția, o să fie pui tot ca ăștia. 2 puișori de fluture o să-mi iau. Sper că o să mai vând de ăștia. Am oricum pe ăștia-i vând și pe ăștia de aici. Deci iepurașii de aici și de aici îi vând. Pe aceste 4 femele vreau să le vând. Și pe toți masculini în afară de ăla negru. De ăla mare, uriașul german, care l-am cumpărat de ăla. Așa că dacă cumva este cineva interesat,
Să-mi scrie un mesaj și cam atât am vrut să vă spun. O să mai fac un video cât de curând. Haideți să facem cât mai repede 70 de abonați, că avem 69 strânși. Haideți să facem 70 și ceva de abonați. Și cam atât a fost pentru astăzi. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube, Alin și Iepurii.